Sfântușii morți în războaiele din lume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. De ceea dormiți de neamul pe noastră, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice. Sfântușii dintr-o rudenie cu noi pe fiecare, tot în numele său, să-i pomenească Domnul. Este în glas și sorbit, care a venit prin noi.
Domnul să vă învețe, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă ajute, Domnul să vă apre, Domnul să vă păzească, Domnul să vă curețe, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească, Domnul să vă feste din tot sufletul și trupul, Domnul vă folosi, și oameni cu slăbuiască în date păcate, Domnul Iisus Hristos, Iisus, dați vă judecăți să vă miliască, să vă binecuvinteze în partea credinței voastre, să vă dăruiască credință, dragă, strădejde, pace, blândețe, nu de lungă răbdare, inmăcurată, zmerită și ascultătoare și toată tare, bunătăți, sare, cele cerești și mântești. Marea ca Domnului să fac o să recoasă pe Lământul Ieșelui. Înțe cu mentalitatea lumii moderne, și nu vreau pe Lumele să ne rog după aceste practici care vin din străinătate și să ne ținem tradiția noastră. Încă o dată, în moaștele Sfinților, ale Sfântului Ioan Cuzelitru, sunt o dovadă a memoririlor, a viețirilor în veșnicie și al Sfântului și al facerii de bun prin care Dumnezeu lucrează în aceste Sfinte. Și apoi să luăm aminte de la dimineața Sfântului Ioan Cuzelitru, să luăm aminte la rugăciunea lui, la postirea lui, la nevoie sa. Nu putem fi creștini, nu putem fi creștini cu adevărat, dar nu ne rugăm. Și ne rugăm mult, cum spune Sfântul Apostol Pavel, neîncetat, rugați-vă neîncetat. Dar nu ne rugăm, dar nu postim, dar nu venim la biserică în fiecare lunie de sărbătoare. Dar nu ascultăm Sfânta Dumnezeu pentru iertare, cu credință, cu smerenie, dar nu trăim în lunia, în fiecare lunie, simțim o bucurie sufletului. Nimic o bucurie mai mare din aceasta este ca aceea de a fi în biserică, în Împărăția lui Dumnezeu. Nicăieri nu se simte omul mai bine, mai ușurat, mai înmuiat, mai întâlnit ca biserică. Dar trebuie să vină la biserică cu dragoste, să ne îndrăgostește slujba bisericii, să ne îndrăgostește rugăciunea bisericii, de educarea stradă, de rugăciunea preotului. Totul în biserică trebuie să ne minte cu minte, cu inimă și să simțim aici că nu mai suntem în pământ, că suntem în cer. În biserica lui Dumnezeu Sfânt spune un copac, în cer asta ne se va lăsa Dumnezeu. De aceea, biserica trebuie să fie în centrul vieții noastre. Rugăciunea de asemenea, ne spunăm dimineața, primul lucru pe care îl facem ești încuțărere și cumva. Este acela de a face în jur și a zice slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Te duci la baie, te sper, rostind rugăciuni, scolând, sau în ce crezi, sau alte rugăciuni, Doamne, nu spără de sper. Te-ai întors, te-ai îmbrăcat, rostind rugăciuni și nu te îmbraci. Și apoi stai liniștit și să citești rugăciunea de dimineață. Și ceva de viața, făcând mai multe rugăciune, înainte noastră, la masă, pleci de acasă, când Zeul Sfânt te duci de drum ca la serviciu sau în mașină, rugăciune, Tatăl nostru, mereu prostit de zeci de ori în fiecare zi, cu plâng de plâng, prostit Tatăl nostru, prostit de asemenea rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisus, de disfață, când te zăbim, ești copilul pe tot. Cu plâng de plâng, tot timpul trebuie să profităm de timpul pe care ne dă Dumnezeu ca să ne rugăm. Și apoi ne întoarcem acasă, de asemenea, ne rugăm înainte de a ne pune în așteptă și Dumnezeu ne binecuvântează viața și lucrarea pe care să reușim. Ne vom reuși și vom avea de repace și de reușită. Să vă mulțumim pentru vizionare.
partea noastră și din părinții din Părintele Obama, să dea Dumnezeu sănătate, totdeauna cu dragul să vă așteptăm, cred că sunt și la Sfântul de Mărăzit și prin să totdeauna spunem cu folos pentru credincioși, pentru credincioși, pentru credincioși, Domnul Dumnezeu să vă fie sănătos, totdeauna sunt pozitivare cu Dumnezeu nostru. Și acolo e de are lumini, dar de la frăția voastră, de la Sfântul Iosif Aniapa. Facem o poză aici cu copiii îmbrăcați frumos. Dați-vă așa frumos, sunt mai aproape, unul după altul. Pântă Andrei, unde? Pune mașina pe Andrei.